Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la 7 zile în Argeș, emisiunea Sinteza evenimentelor săptămânii care s-a încheiat. Sute de litri de țiței au ajuns în râul Teleorman după ce o instalație artificială improvizată a cedat. Cei care furau țiței erau legați chiar la conducta magistrală care trecea prin Albota. Când și-au dat seama ce au făcut, au încercat să-și acopere instalația cu pământ și cocen de porumb. Unul dintre localnici a sunat însă la poliție după ce s-a trezit cu o baltă de petrol în curte. Din magistrală pleacă furtunul de aici. Deci, practic, asta este un țepătur în conducta principală. Da, și nu știm ăla de acolo. Ăsta probabil este cel de la avarie de acolo. Și văd că mai e încă una care duce în altă parte. Da, asta de aici. Și cealaltă nu știm unde, iar cealaltă este în conductă, în magistrat. Instalația improvizată pentru furtul de țiței a fost descoperită în grădina unui localnic. Hoții erau legați cu mai multe furtunuri, iar unul a cedat. Când au sesizat avaria, hoții au încercat să o oprească, dar era deja prea târziu, mai ales că instalația era făcută în așa fel încât să pompeze o cantitate mare de țiței. Cam ce debit are un furtun? E de un țul și jumate. Asta ce înseamnă? 5-10 minute umple un rezervor de o tonă, cred. Deocamdată, jandarmii nu au aflat unde este capătul instalației, dar sunt convinși că în momentul în care îl vor găsi, vor da și de robinetul de unde se alimentau hoții. Nu e prima astfel de instalație care se află pe aici în zonă. A mai fost acum vreo 3 ani de zile, una ruginită, tot la fel. Dar ingenios modul ăsta de a fura. Nu știm deocamdată cum este acolo. Sunt mai multe ramificații legale. Specialiștii de la Apele Române au făcut mai multe baraje pentru a opri poluarea. 800 de litri de țiței au ajuns însă în apă până la intervenția autorităților. Au acționat cu vidanj, au colectat o mare parte din țițeiul care s-a scurs. În rest a ajuns și ceva în râul Teleorman. Ei au construit 3 baraje, au folosit material absorbant pentru orice eventualitate și noi în aval de acesta am mai construit un baraj pentru a reține eventualele scăpări sau irizații de la barajele lor. Există o instalație artizanală care a fost descoperită de polițiști la cercetare la fața locului. Încercăm să facem un cerc de suspecți și să identificăm pe cei care au făcut acest lucru. Am putea vorbi și de o eventuală rețea de astfel de hoți? Să fiți convins că unul singur nu putea să fie. Deci e clar că sunt mai mulți indivizi care lucrează. Când vor fi prinși, afaceriștii cu țiței vor fi acuzați de furt. Dacă se dovedește că au mai făcut așa ceva, riscă să stea până la 12 ani după gratii. Cuvântul cutremur a adus în ultima perioadă multă neliniște între români, așa că toți suntem interesați să aflăm dacă locuințele vor fi afectate la un eventual seism. În consecință, autoritățile din Pitești au cerut asociațiilor de proprietari, considerate cu risc seismic, să facă neapărat expertizarea tehnică a imobilelor. În acest moment în Pitești sunt 102 clădiri construite înainte de 1978. Până în acest moment, autoritățile din Pitești au o situație exactă a clădirilor construite înainte de 1977. Specialiștii spun că acestea ar fi cele care ar trebui expertizate de urgență. Asta pentru a afla dacă ar mai putea rezista unui seism cu magnitudinea de peste 7 grade pe scara Richter. Avem 102 imobile inventariate cu risc seismic. Vreau să vă spun că nu avem imobile inscripționate cu bulina roșie. Autoritățile locale susțin că au notificat asociațiilor de proprietari obligativitatea efectuării expertizei tehnice. Din cele 102 imobile considerate cu risc seismic, doar 14 au această expertiză. În cazul celorlalte, se pune problema lipsei fondurilor, mai ales că o expertiză tehnică la un bloc de 4 etaje cu 3 scări, costul unei astfel de analize de rezistență ajunge până la 2500 de euro. Ar fi avut obligativitatea asociațiile de proprietari să fac această expertizare tehnică? Existau asemenea obligație, dar și era obligație legală, dar încă o dată repet, suntem conștienți că la ora asta, la posibilitățile financiare de care dispun asociația de proprietari, acest lucru este imposibil fără sprijinul nostru și de ce nu și al statului. Speriați de eventualitatea unui nou cutremur, reprezentanții Direcției de Urbanism din cadrul Primăriei Pitești au ieșit în teren în speranța de a-i convinge pe oameni să facă această expertiză. Acesta este un bloc care necesită expertizare tehnică. Vedeți dumneavoastră fisuri, crăpături. Nu avem de unde să știm. Poate să fie în tencuială, poate să fie în profunzimea structurii. Deci doar un expert tehnic poate să-și dea seama despre ce este vorba.
primăria face această expertizare nu, tehnică? Nu, expertizarea tehnică este obligația asociațiilor de proprietari și a proprietarilor de spații comerciale aflate la parterul blocurilor respective. Ce veți face dacă nu vor Se aplică sancțiuni. Basilica Anghel are 66 de ani și locuiește într-un imobil construit în urmă cu 40 de ani, unul dintre cele considerate cu risc seismic. Deși se sperie la gândul unui nou cutremur, femeia spune că știe ce trebuie să facă pentru a se proteja. În caz de cutremur, care e primul lucru pe care îl facem? Primul lucru trebuie să nu ne panicăm, una, să ne ascundem sub cel mai apropiat obiect care e, nu știu cum să zic, ne poate proteja de așa, să nu ieșim afară. Să coborâm pe scări, că se poate întâmpla altceva și mai grav. În dreptul tocului trebuie să stăm neapărat, să nu coborâm pe scări, deci repet, să nu ne panicăm. Cert este că municipalitatea va aloca în bugetul pe anul viitor bani pentru a ajuta asociațiile de proprietari pentru a efectua lucrări de consolidare. Asta și dacă guvernul va da bani în acest sens. Cutremurele din Galați au creat panică în întreaga țară. În Argeș, autoritățile au început să facă simulări de cutremur pentru a învăța pe oameni cum să reacționeze. Prima a avut loc la un liceu din Pitești, iar elevii au fost scoși din clase și li s-au explicat măsurile pe care trebuie să le ia în cazul în care simt pământul că se mișcă. Cei mai mulți au înțeles însă un singur lucru, că trebuie să o ia la fugă cât mai repede. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență nu le-au dat voie profesorilor să-i anunțe pe elevi că este vorba doar de un exercițiu, dar după ce a sunat alarma, copiii au ieșit din clase destul de relaxați. Calm. Lângă perete. Elevii liceului sanitar din Pitești au primit sfaturi atât de la pompieri cât și de la profesori. Chiar și așa, cei mai mulți au înțeles un singur lucru, să fugă cât mai tare. Ce trebuie să faceți în caz de cutremur? Să ieșim afară. Și atât? Să... Cum ieșiți afară? Păi, cât putem de repede. Să ies cât mai repede din școală și să fug cât pot de repede. Atât? Da, păi și să-mi iau tot ce pot cu mine, colegii să-mi avertizez, să meargă și ei cu mine. Nu te bați sub tot cu ușii? Nu, plec din școală direct. În caz de cutremur trebuie să părăsim incinta școlii și să ne îndreptăm spre curtea școlii. Nu te bați sub tot cu ușii sau să găsești alte... Nu, că este riscant. Nu se știe ce se poate întâmpla. Ce trebuie să facă dacă vine cu... Nu le-am spus nimic înainte, pur și simplu la semnalul care l-am primit. Am procedat așa cum se procedează în situații de urgență. Foarte, foarte calm, le-am spus care este traseul de deplasare pentru a ieși în curtea școlii unde suntem în siguranță. Să fie pregătiți în orice moment, să fie calmi, să găsească calea de ieșire cea mai... apropiată de ieșirea finală și să nu se impacienteze. Pompierii spun că un cutremur mai mare de 7 grade este periculos pentru orice tip de clădire. La ora actuală, numai în Pitești există peste 100 de clădiri cu risc seismic. Primele reguli ar fi o pregătire înaintea cutremurului, o identificare a locurilor sigure din clădire, stabilirea câtorva lucruri pe care să le avem în casă, acele genți rucsacuri de urgență, după aceea stabilirea unor puncte de întâlnire, măsurile din timpul seismului, v-am spus primul, păstrarea sângelui rece, deși e foarte greu, al doilea, deplasarea către acel loc identificat anterior. Incendiul de la depozitul cu deșeuri periculoase din Câmpul Lung de săptămâna trecută a determinat autoritățile să ia măsuri drastice împotriva firmelor care au o activitate similară. Nu sunt puține în Argeș, în jur de 10 astfel de depozite mari există în județul nostru. Vor fi verificate la sânge în perioada următoare. Prefectul Cristian Soare s-a arătat revoltat de prezența acestor depozite și promite închiderea lor dacă nu respectă întocmai normele privind depozitarea deșeurilor periculoase. Sunt foarte decis, foarte hotărât să duc acest război, poate mult spus război, dar putem să-l numim așa, până la capăt. Cât timp și cât voi putea și cât va depinde de mine.
9 ore, 10 autospeciale, peste 100 de pompieri și 4 răniți. Acesta este bilanțul incendiului de pe platforma Aro, un incendiu extrem de periculos în care 3 salvatori au fost răniți de explozia unui recipient în care se aflau deșeuri periculoase. Acest incendiu a fost un incendiu atipic. Dacă până acum eram în incendiul de rezervor, arde petrol, domnule, știam că arde petrol. Mă poziționam, știam ce să fac și mai departe. Obiectivul, o casă, domnule, știu, casă, fac și mai departe. E, aici totul a fost atipic. Nu ardea o substanță. Ardeau mii de substanțe. Nu erau depozitate într-un singur loc. Erau depozitate în... Vă dați seama câte hale aia de mare acolo, mai departe. Cum poți să duci... Corect. Cum poți să duci șlamuri de petrol și de vopsea în demisolul și în subsolul unei construcții? N-ai voie să le depozitezi acolo. 6 pompieri, printre care și cei 3 răniți, vor fi avansați în grad în urma incendiului de la Câmpul Lung. Depozitul de pe platforma Aro nu este însă singurul din județul nostru. Depozite foarte mari, cred că sunt în jur de până în 10 depozite, să zic mai mari de, și mai micuțe. Tocmai de aceea, prefectul a ordonat controle la aceste depozite. Vrea să se asigure că respectă întocmai normele de securitate în domeniu și nu va mai exista un incident ca cel de la Câmpul Lung. Acum i-am convocat de urgență pentru a le spune foarte clar ce au de făcut și ce trebuie să facă fiecare, astfel încât să desemneze cei mai buni oameni din instituțiile respective, mulți puțini care sunt, și vom face această monitorizare în permanență. Nu o să fac o chestiune pompieristică, anunț acum, deci fac acum un anunț, controlăm și nu. Deci vom face în continuare, pentru că m-am spus, de la 1 ianuarie trebuie să fim și mai prezenți în controlele respective, mai motivați, astfel încât să ne asigurăm, ceea ce vă spuneam, că nu o să ajungem în județul Argeș să se întâmple lucrul ăsta. O altă nemulțumire a prefectului de Argeș este aceea că de la 1 ianuarie 2014 se va liberaliza circulația deșeurilor periculoase, iar țara noastră riscă să devină groapa de gunoi a Europei. Dioxina, o substanță extrem de toxică, a fost eliminată în atmosferă în timpul incendiului de acum o săptămână de la depozitul de materiale periculoase de la fosta fabrică Aro din Câmpul Lung. Autoritățile au luat acum decizia de a monitoriza starea de sănătate a pompierilor expuși cel mai mult în intervenția de a lichida incendiul. 35 de pompieri vor fi examinați mai bine de 3 luni de zile de către o echipă de specialiști. 3700 de tone de deșeuri periculoase au ars în incendiul de pe fosta platformă Aro. Inspectorul șef, Ion Popa, a ținut să precizeze faptul că suprafața care a ars a fost de aproximativ 500 de metri pătrați și se putea extinde la 4500 de metri pătrați. Tocmai de aceea, autoritățile au avut intenția de a evacua atunci populația ce locuiește în zona de nord a orașului. Ne-am pus problema evacuării nordului Câmpul Lungului, pentru că fumul care se degaja de acolo conținea o substanță extrem de delicată și extrem de toxică pentru organism, se cheamă dioxină. Acum autoritățile au luat decizia ca 35 de pompieri care au inhalat fumul să fie monitorizați pe o perioadă de 3 luni de către o echipă de specialiști, tocmai pentru a fi sigur că starea lor de sănătate nu va pune probleme. Eu am înaintat un raport către Centrul Medical Județean Argeș pentru un număr de 35 de colegi de ai mei să fie verificați și monitorizați timp de 3 luni de zile, pentru că dioxina în timp se stochează în sânge și în ficat. Acum, sper să nu fie probleme, mai ales că vom fi și monitorizați de către medici prin analize, bineînțeles. Un alt detașament format din 22 de instructori de la Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă, Mihai Viteazu, vor pleca în Teatrul de Operații Afganistan. Militarii argeșeni îi vor instrui pe afgani în mai multe domenii, medical, al comunicațiilor și informaticii. Emoțiile despărțirii de familii rămân aceleași, chiar dacă militarii nu sunt la prima misiune peste graniță. La Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă Mihai Viteazul, joi a avut loc ceremonia de plecare în Teatrul de Operații Afganistan a echipei de instructori. Cei 22 de militari vor instrui pe soldații afgani, iar misiunea lor va fi pe o perioadă de 6 luni. La ceremonia de plecare au fost prezente pe lângă cadrele militare și rudele vizibil emoționate. Niciunul dintre militari nu este la prima misiune, dar chiar și așa despărțirea de familie este foarte grea. Emoțiile sunt la despărțire, despărțirea de familie, de cei dragi, prieteni, de țară, obiceiuri, știți cum este. Bineînțeles, soția întotdeauna a avut de comentat când am plecat într-o misiune, dar asta este meseria. E grea despărțirea de familie, cu ce gânduri? Este foarte grea pentru că celelalte două misiuni nu aveam fetiță, acum avem o fetiță de 1 an și 7 luni și e cu atât mai greu pentru 6 luni, dar consider că vom face față și vom avea suportul deplin și al soției și al copilului pentru a ne întoarce sănătoși acasă.
surpriză de proporții în cazul unui proiect al Ministerului Culturii, după ce o echipă de cercetători a deschis mormântul princiar din Biserica Domnească aflată la Curtea de Argeș. Înăuntru nu era Vlai cu Vodă sau vreun membru al familiei Basarabilor, așa cum credeau istoricii. La ora actuală nu se știe cine se află în mormânt. Mormântul din Biserica Domnească a fost deschis anul trecut, după 700 de ani, de când nu s-a umblat acolo. La desfumarea osemintelor care se credeau a fi ale lui Vlai cu Vodă au participat zeci de specialiști cu scopul de a preleva ADN care să ajute la stabilirea originilor familiei Basarabilor. Răspunsul a venit la un an de zile, iar istoricii nu pot spune cine este înmormântat la Curtea de Argeș. Cercetătorii au stabilit că nu este vorba de niciunul dintre nepoții lui Basarab I, respectiv Vlai cu Vodă sau Radu I. Un mormânt al unui prinț îmbrăcat după cea mai pură modă occidentală. Deci avea veșmânt venețian de purpură, cu sut cu aur, cu perle, cu mărgăritare, cu dantelă venețiană la gât. Deci tot ce arăta acolo arăta un prinț occidental. Ce știm cu certitudine la ora actuală este un mormânt princiar. Cine e înăuntru? Cine este înăuntru încă nu putem afirma cu certitudine. Acum turiștilor care vin la Biserica Domnească le sunt expuse mai multe variante și li se vorbește de rezultatul cercetărilor, acela că nimeni nu poate spune la ora actuală cine este înmormântat la Biserica Domnească. Turiștilor le încercăm să le explicăm și ceea ce s-a întâmplat în legătură cu cercetarea de anul trecut, când s-a încercat o descifrare a vechimii mormântului și o descifrare a identității genetice prin proiectul acela ADN-ul Basarabilor, a personajului misterios înmormântat aici, mormântul numărul 10 din Biserica Domnească. Mormântul de la Curtea de Argeș a fost deschis de aceeași echipă de cercetători care a mers și la Cozia și la Mănăstirea Dealul din Târgoviște. Rezultatele cercetării de la Biserica Domnească din Argeș au venit primele, iar acum oamenii nu știu la al cui mormânt se închină. Știți cine este înmormântat în Biserica Domnească? Nu știu. Ce scrie acolo? Toți ce știe, ce scriu? Ce scrie acolo? Cercetătorii s-au tot contrazis? Nu prea știe nimeni la ora actuală. Eu cred cu tărie că ar trebui să se orienteze în acest interval de prima jumătate a secolului XIV și cred că au mare nevoie să fie lăsați să coroboreze rezultatele de aici cu rezultatele celor două morminte extrem de interesante din Mănăstirea Aninoasa, unde pot fi Basarab Întemeietorul și Nicolae Alexandru, dar și cu ceilalți membri ai dinastiei Basarabilor, cum e Mircea cel Bătrân, care se află la Cozia, și ale celorlalți domnitori aflați la Mănăstirea Deal. De luni vom avea grevă în spitale. Sindicaliștii din sistemul de sănătate vor declanșa greva japoneză. Deși deja sunt mii de angajați care au strâns semnături și au declanșat conflictul de muncă. Astfel, timp de 3 zile, sindicaliștii din spitale vor lucra doar cu o banderolă pe braț, în semn de protest față de propunerile legislative ale ministrului Sănătății Eugen Nicolaescu. Minim 6% din produsul intern brut acordat sistemului de sănătate, o legislație care să garanteze independența profesională a celor care lucrează în sistemul public și privat, o lege a salarizării specifică sistemului de sănătate, renunțarea la denigrarea profesioniștilor de către autorități, organizarea unităților medicale cu paturi pentru asigurarea de servicii prompte și de calitate pentru pacienți, sunt doar câteva dintre revendicările organizațiilor membre ale Coaliției Profesioniștilor din Sănătate. Revendicări are și Federația Sanitas, care face parte din această coaliție și care susține programul și mișcările de protest care urmează. Sunt revendicări de natură salarială și de organizare a sistemului. Și nu numai a sistemului sanitar, pentru că noi avem foarte mulți membri și în asistența socială și toate aceste lucruri s-ar putea rezolva doar dacă pornim la un minim de 6% din PIB. Pornind de la un 6% din PIB, obligatoriu ar trebui să avem o creștere salarială începând cu 1 ianuarie 2014 și aș vrea să punctez aici că această creștere salarială nu poate fi nicicum acceptabilă la nivelul de 3%, acela care a fost cumva avansat în ultimele runde de negocieri. Și dacă în urma grevei japoneze nu se va rezolva niciuna dintre revendicările sindicaliștilor, atunci pe data de 2 noiembrie va avea loc la București un meeting de protest la care vor participa mii de sindicaliști din întreaga țară. Pe data de 2 noiembrie vom participa la un marș de protest în București între Piața Parlamentului, Ministerul de Finanțe și Guvern, în care vom proceda altfel decât până acum. Nu vom fi zgomotoși, va fi un marș al tăcerii,
umași al tăcerii, considerând că deja noi am fost destul de vocali până în acest moment, așteptăm ca de acum încolo vocali să fie cei care au puterea de decizie și să facă, să aducă lucrurile de așa natură încât sistemul sanitar să meargă către un făgaș firesc. La Pitești, liderii de sindicat din mai multe domenii de activitate s-au întâlnit și cu parlamentarii de Argeș, dar și cu autoritățile județene pentru a discuta despre aceste nemulțumiri. Sindicaliștii își pun mari speranțe în aleșii județeni și speră să-i ajute să-și rezolve problemele. Așteptăm din partea dumnealor să rezolve aceste probleme. S-au adunat multe, sperăm să le rezolve gradual. O problemă dezbătută de noi a mai fost aplicarea Ordonanței 77, care este foarte greoaie în ceea ce privește angajările de personal în sistemul sanitar. Pe 14 noiembrie are loc la București Consiliul Național al Sanitas, iar dacă revendicările lor nu vor fi rezolvate, se va decide data începerii grevei generale în sistemul sanitar. Anul acesta românii vor primi și ajutoare pentru încălzirea cu instalații electrice. Nu oricine va primi însă aceste ajutoare. Persoanele care vor beneficia de bani nu trebuie să aibă altă sursă de încălzire, iar veniturile să fie mai mici de 615 lei. De altfel, va avea loc o anchetă socială. Familiile și persoanele care au venituri sub 615 lei și singura sursă de încălzire este electrică vor putea beneficia de ajutoare din partea statului. 240 de lei este suma maximă pe care o poate primi o persoană cu un venit sub 155 de lei și 49 de lei pentru cei care au venituri mai mari. La energia electrică, limita superioară de venit este de 615 lei persoană, cuantumul lunar al ajutorului fiind între maxim 240 de lei pentru familiile sau persoanele cu venituri până la 155 de lei persoană și minim 48 de lei pentru persoanele cu venituri până la 615. Subvențiile la APIA nu se vor lua în considerare ca venit. Persoanele care doresc ajutorul pentru încălzirea electrică trebuie să completeze mai multe documente, inclusiv o declarație pe propria răspundere. Nu este de ajuns, iar autoritățile vor face și anchete sociale pentru ca banii să nu ajungă acolo unde nu trebuie. De ajutorul pentru energie electrică vor beneficia consumatorii vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorii vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabil încheiate. Aici vă spun că intră în primul rând și cei care au energie prin centrală electrică, centrală termică pe curent. Deci intră și aceștia și cei care, bineînțeles, se încălzesc la reșouri calorifere electrice. Prezenți la ședința organizată de prefectul Cristian Soare au fost și primarii din Argeș. Aceștia și-au arătat nemulțumirea vis-a-vis de faptul că au personal mult prea puțin pentru a se ocupa și de anchetele sociale. Toată lumea face profit, CEZ-ul, Distrigazul, au diminuat personalul că n-au profit. Primăriile n-au angajat de 9 ani de zile. Cine solicitați dumneavoastră? Cu ce să facem noi? A doua problemă. Eu credeam că poate și CEZ-ul și Distrigazul să vină prin oamenii care îi iau alături de noi, care dar în orice condiție încasează de la primărie. Atât, dumneavoastră facă profit și noi să fim sugarul. Situații de urgență și atunci în aceste condiții sunt obligat să iau legătura direct cu conducerea CEZ-ului, să ajung acolo, să vedem despre ce e vorba și să rezolvăm problemele. Nu este corect ce spuneți. Deci, indiferent de oră, vă rog, sunați-mă, este normal să am telefonul deschis și vă rog frumos, este firesc să rezolvăm problemele operativ. Persoanele care au venituri mai mici de 615 lei, dar au conturi în bancă, mașini mai noi de 10 ani sau clădiri cu anumită suprafață, nu vor putea beneficia de acest ajutor. Sunt tineri extrem de talentați, câștigă medalii peste medalii, dar sunt ocoliți de autorități. Vorbim de elevii de la Corbeni, care, ghidați de profesoara lor, Elena Stoica, au realizat adevărate opere de artă. Cu picturile create au câștigat premii la concursuri naționale și internaționale. Se acordă doamna Elena Stoica, coordonatorul Cercului de Pictură, Culoare și Vis din Corbeni, în semn de recunoștință pentru contribuția adusă la promovarea tinerilor talente și contribuția adusă de la dezvoltarea comunității locale, o diplomă de excelență și vă felicit și vă doresc mult, mult succes în continuarea de la profesoară. Să dea Dumnezeu să acești copii minunați să obțină cât mai multe astfel de premii.
Prefectul județului Cristian Soare le-a premiat pe cele trei eleve care au la gât medaliile câștigate de-a lungul timpului. Din partea prefecturii nu au primit decât câte o diplomă, dar și promisiunea că vor avea parte de sponsori care să le susțină. Până acum copiii doar au trimis picturile la concursurile din străinătate și au primit medaliile prin poștă. Mai așteptăm trei medalii de la New York. Probabil sunt pe drum, ne-au anunțat că am câștigat. Și Sorina mai anii trecuți a câștigat ambasador al păcii, tot la New York. Mai așteptăm premii tot din Japonia, dar de la alt concurs. La fel s-a întâmplat și cu un concurs din Portugalia. Au câștigat, iar acum sunt așteptați la festivitatea de premiere. O să plecăm în Portugalia, pentru că am câștigat marele premiu. Și în afară de marele premiu, două medalii de aur și una de argint. Și suntem invitați la festivitatea de premiere. Începând cu data de 10 octombrie 2013, SECE Apă Canal 2000 Sapitești sistează plata facturilor de apă și canalizare la caseriile societății. Totodată, pentru a oferi un plus de confort clienților săi, pune la dispoziția acestora următoarele modalități de plată. Prin numerar la toate agențiile BRD din județul Argeș, prin debit direct la toate agențiile BRD prin semnarea mandatului de debit direct, prin ordine de plată în contul RO93-BRDE-030-SV-057-34-58-0300, deschis la BRD Pitești sau prin internet banking în contul RO93-BRDE-030-SV-057-34-58-0300, deschis la BRD Pitești. Pentru plata facturilor numerar la ghișeele BRD, precum și prin debit direct, comisioanele vor fi suportate de către SECE Apă Canal 2000 Sapitești. În termen de 60 de zile, facturile vor putea fi plătite prin serviciul Robo al BRD. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost sinteza săptămânii de știri. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. De mâine la Observator, gazdă vă așteaptă Simona Pomazan. La revedere, duminică plăcută! Dance, yes, next, dance.